wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me. Schimbul joi. Cum mă descurc, coboi? Perfect, omule. Mai lucrează la recuperarea loviturii și vor fi 3 maloi în echipă. Păi, 4 dacă îl pui și pe tata. Jack, nu contează dacă ajungi la pământ. Contează dacă te ridici. Vince Lombardi, dar trebuie să te ridici mai repede. Antrenorul maloi. Fiu sau nu, dacă nu-ți revii mai repede, nu intri în echipă. Am înțeles, antrenorule. Voi lucra la adunare, domnule. Deci Sassy a întâlnit-o pe Aspen la tabăra de stil din vară. Nicio surpriză. Nu mă mir. Credeam că e ciudat că Aspen tocmai s-a transferat aici și Sassy e deja vrăjită de ea. Tabăra de stil. Ce se face acolo? Cine știe și cui-i pasă. Bine, fetelor, grăbiți-vă! Bun. Azi vom face o schimbare. Claire, eu voi lucra cu tine azi. Ellie, tu asiști pe Mackenzie. Și Aspen, tu asiști pe Sassy. Ce? Dar, doamna antrenor, eu și Sassy am exersat mereu împreună. Nu exagera, Ellie. Ne știm doar de la grădiniță. Bine, dar Aspen tocmai a venit și... Din New York. Buffalo, New York. Tot New York. Este tot New York. Și ea cu Sassy se potrivesc mai bine fizic, da? Bine, continuăm. Bine, zona de concentrare. Întâi echipa, apoi acceptat timpuriu la colegiul Boston, apoi recrutat de Bruins. Da, am văzut lista. Jack Attack. Frate, nu-i da atenția antrenorului. Îi întrești pe toți. Dar fii atent la găliganul de acolo. Cine? Porter? Încearcă să scape de la echipa mică de când eram juniori. Și-ar lovi și bunica dacă a reușit să oprească încă un măloi să mai ocupe un loc. Hei, te descurci, frate. Fetelor, e timpul să vă îmbrăcați cu costumele de fete mature, fiindcă zvonurile sunt reale. Zvonale. Școala face reduceri de buget și elimină una din echipele de sport. Deci e între echipa de badminton... Scârbos, știu. Și noi. Deci dacă nu câștigăm duminică împotriva liceului Silverleaf și la diferență mare, ne vor retrograda la club. Un club? Asta am zis. Ca șahul? Sau teatrul? Serios? E chiar tragic. Nu pot face asta. Tata, oamenii nu vor conduce niciodată jumătate din stat pentru a vedea un club. Știu asta și... A, pe bune! Aolică, ești bine, Carol? A fost greșeala mea. Ținteam gâtul tău. Ținteșeți în gât data viitoare! Asta nici măcar n-are logică! Vezi că vin acolo și te rup în două bucăți! Bine, fetelor! Veți fi în regulă! Adică cu Ellie ca vechea vedetă și Aspen ca noua vedetă, cum să pierdeți? Jack! Vii bucur! Vii crosa! Vic Bucul și Crosa și spațiul dintre ele! Mă asculți? Ce? Nu se vezi, să asculți! Pentru un copil de antrenor ești cam slab, măloi. Nu prea ții la tăvăleală. Rezist la lovituri, Porter, și voi lua și ultimul loc din echipă. Da! Ascultați, jucătorilor! Adunarea! E bine, ați jucat decent. Dar ca să luați ultimul loc în echipa mea, va trebui să dați tot ce aveți mai bun. Și nu numai pe gheață, dar și în afara ei. Și fără prostii, fără glume nepotrivite, și în mod cert, fără jocuri nedemne de un sportiv. Mai avem 2 zile de probe, băieți. Arătați-mi ce puteți.
Vreți să salvați echipa, nu-i așa? Da. Deci tot ce aveți nevoie e în voi acum. Trebuie doar să căutați. Nu mai sunteți fetițe? Acum sunteți bărbați și toată lumea e a voastră. Sunteți femei. Găsiți-vă răgetul. Nu? Și tot ce trebuie să faceți este să nu greșiți. Nu, nu mă lăsați să aștept. Da, să nu greșiți. Da, 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 da. Să nu greșiți, să nu greșiți, să nu greșiți. Bine, suntem gata, haide. Regulă, hai, hai, hai. Bună treabă, fetelor. Dar să nu mă mai lăsați să aștept atât bine, că pentru mine e destul de ciudat. Oh, l-am făcut. Fine. Oh, n-are nimic. Trebuie să te tunzi. Ai deja un coc de bărbat. Nimeni nu se atinge de părul meu. Ei, haide, e tradiția echipei. În plus, te poate ajuta la problema cu fetele. Mai dai. Nu-l mai enerva, Sally. Tu cu cine vorbești, Mary? O să plângi, frățioare. Fii bărbat. Nu plâng deloc. Campion. Oh, s-ar putea să plângi când va vedea asta antrenorul. Da, mersi, băieți. Oh, micul frate, dă înapoi. Bine, omule. Stai. Fetelor, decretul de stil de vineri. Fustă, flirt, așa să fie. Ador. Ok. Dar cum rămâne cu tradiția noastră? Treningul în vinerea dinaintea întâlnirii? Frate Terminatorul! Ține! Știu că e roz, dar măcar are semnal. Antrenorul a zis că nu l-a închis fiindcă a plătit un an avans, dar... eu cred că doar n-a putut. Na, e regulă. O să mă retrag din rețea o perioadă. Cum o să-ți mai trimite citate inspiraționale? Și oricum, deja ți-am transferat numărul. Mamei chiar i-a plăcut sclipiciul. Hei, ce viitor membru al echipei nu vrea un telefon de doamne cu sclipici? Mamă? Ce cu mașina? Oh, i-am dat Feng Shui, ca să dau o putere de viață mai mare pentru următorul weekend. Ah, sunt emoționată, tu nu ești? Da! Oh, iau eu asta. Uite așa. Să mergem! Dragă, de ce nu mă lași să-ți iau un telefon nou? Tatăl tău a renunțat cu un motiv la chestia aia antică. Nu e antic. E retro-chic. Cred că dai prea multă importanță unui obiect neînsuflețit. Bazele religiilor mitice. Primii șamani știu că investirea prea mare a energiei emoționale într-un obiect îl face totem și îi dă puterea asupra ta. Mama, e un telefon, nu inelul lui Gollum. Hei, Jacko, vezi că l-ai făcut pe antrenor să întârzie 30 de secunde. Acum parchează. Știi că nu-i place să aștepte? Haide, amice! Vine cu 3 ore mai devreme decât cu un minut mai târziu. Shakespeare. Nici nu era sportiv. Nu cu pantalonii pe care îi purta. Da, domnule. Probabil că nu, domnule. Chiar ar fi așa de rău dacă echipa ar deveni club? Adică eu am fost la clubul de spaniolă și a fost mult divertit-o. Și McKenzie e în clubul STEM, nu-i așa? Măcar ar fi ceva nou și noul e bun. Știi tu, lună nouă, experiențe noi, poate o nouă prietenă. Sassy e prietena mea. Păi, poate ai putea lăsa și o nouă energie. Adică, nu asta face și Sassy? Pentru toate fetele, petrecerea mea e mâine seară, tema Parisului. Abia aștept. Vin imediat după clubul STEM. Sassy, hai să vorbim de petrecerea lui Claire. Ne trebuie un plan să nu mai invite pe Ellie.
Fată nouă, Aspen, fierbinte. Wow. De ce-mi plac mereu cele rele? Uite de la tine, ce mare de prânzul? Dacă mi-am luat prânzul? Să ai grijă să mănânci la prânz? Mersi. Bine. Să ai o zi superbă, dragă. Mami te iubește. Pa, mama. Ce faci, plătos? Hei, ce faci, Dorceap? Mă bucur să te văd. Hei, ce faci frumoasă? Alo, fustele nu au picioare. Cât de jenant. Nu-i așa? Uite, e bine? Nu chiar. Sas, haide, știi că mereu purtăm training-uri în vinerea dinaintea întâlnirii. E tradiție, nu? Da, aș fi vrut să nu cedez. Da, am făcut un pact anul trecut. Păi, eu n-am fost aici anul trecut ca să conduc o salvare de stil, nu-i așa? Sassy, uite, e primul tău viitor soț, Jack Malloy. Îți place de Jack? Mie nu mi-ai spus. Măcar el știe cine ești? Ai auzit de tabla viziunii? Jack e peste tot în a ei. Haide, fă cum am exersat. Bine. Jack, vine o fată. Zici ceva. Bună, băieți. Bună, Jack. Bună. Da. Păi, măcar de data asta ai deschis gura, amici. Da, poate data viitoare zici și tu cuvinte. Ador stilul tăcut. Nu v-ați trezit azi ca să fiți mediocri. Deci carpe diem, până-i diem, nu vă carpe de tot. Antrenor. Frumos telefon, Malloy. Îl folosesc să-ți faci programarea la salon? Hei! Mă gândeam, n-a zis antrenorul că dacă te bați nu intri în echipă? Ar trebui să știi. Tu ai încercat de 3 ori. De fapt, de 4 ori. Al doilea an l-am repetat. Piticanie. Haide, doamnele primele. Din clipul ăsta o să se înțeleagă că tu ai început. Sau nici nu contează. Nu toți Malloy primesc locuri automat în echipă? Am mers mai bine decât credeam. Aoleu, spune papa visurilor tale, amice. Serios? Am o stață de lapte încă de la prânz? Crezi că situația cu Ellie e grea acum? Va fi și mai rău. Adică fetele ca noi trebuie uneori să ia decizii chiar dificile. Știu, știu. Mi-aș fi dorit ca Ellie să înțeleagă fără ca eu să fiu atât de evidentă. De fapt, e cam trist. Aproape la fel ca și coada aia. Câți ani are? 12? Oh, și telefonul moștenit de la tati? De ce e așa de atașată de chestia aia? Adică treci peste. Da, adică a fost super trist când a plecat tatăl ei. Dar viața merge înainte și... ăla e pupicul paparazzi? Nu, se numește buze bârfitoare. Încearcă-l. Poate, pot să-i spun că e prea atașată și poate se va schimba. Adică, eu chiar nu vreau să o rănesc. Bine, bine, în regulă. Mai dai o șansă, ținu-l la marginea vieții sociale. Dar, dacă se comportă la fel la petrecerea lui Claire, va fi timpul să o termini. Pip, 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 pip. Azi e ziua mea norocoasă. Am avut o plângăcioasă și un copil cu nasul spart. Ștergeți lacrimile, puștoico. Te-ai lovit rău, nu, dragule? Vrei să plângi? Nu spunem la nimeni. Nu plâng, nu sunt o fetiță. Fără supărare. Nu mă supăr. O, e mai puțin insultător, așa? Nu plâng. Da, fiindcă n-ai de ce să plângi. Adică ești băiat, nu-i așa? Dacă cineva se ia de tine, nu trebuie să te ascunzi în baie. La băieți e așa ușor. Bine, stai așa, Pitbull. În ce univers e mai ușor la băieți? Dacă un gigantozaur te-a păcălit să te bați, crezi că oamenii ar da vina pe tine? Nu, ați devenit triste. Apoi v-ați îmbrățișat cu mama voastră în bucătărie în timp ce faceți... Gata, taci. Vrei să intri în bătălia sexelor? De ce nu trimiți un mesaj, cum face orice copil? Gata cu discuția în cabinetul meu. Asta e al ei, al meu e la roz. Nu-mi pasă.
Vorbesc serios. Țineți-vă gurile închise. Tu chiar crezi că la fete e mai ușor? Eu nu cred. Știu. Oh, haide! Serios? A trebuit vreodată să fii bărbat? A trebuit vreodată să schimbi hainele pentru ziua fustei? Exact. Aș vrea să am viața ta. Viața mea ar fi mult mai bună. Serios? Ia-o! Și eu aș lua-o pe ta. Pe aia nu aș rata-o. De acord. Bine, vreți să vă prostiți? Eu mă duc la cantină să-mi iau șorici. Ador șoriciul. De ce sunt pe podea? Am uitat să mă dau cu deodorant? Miros ca un tip. Și de ce are degetul meu gust de bandă sportivă și noroi? Ce se întâmplă? Stai, cine mi-a pictat unghiile? Tu mi-ai furat tot corpul! Cum ai intrat acolo? Cum am intrat eu în... E ca un coșmar! Mă simt așa murdar! Hei, dă-mi una și-ți dau și eu una și vedem dacă putem să ne tragem înapoi către realitate. Bine! Au! Oh! Scuze, palmele de băieți lovesc tare! De ce sunt așa transpirat în locuri ciudate? Care-i scopul părului de la sub braț? Hei, concentrează-te! Ce făceam fix înainte să se întâmple asta? Mesaje! Scrie mesaje! Aș vrea să am viața ta! Ia-o și eu aș lua-o pe a ta. Noi am făcut asta! Nu, e doar un mesaj! Am scris odată că vreau să fiu spărgător de gheață și crede-mă, nu s-a întâmplat. Bine, ai dreptate, adică un mesaj nu poate avea o putere. Investirea prea mare a energiei emoționale într-un obiect îl face totem și îi dă puterea asupra ta. Dar stai, un totem poate? Telefonul ăla e în vreun fel special pentru tine? Cred, da. Adică a aparținut cuiva special? Nu pot să cred. Mama chiar nu vorbea aiurea. A făcut cursul ăsta de religii mistice și dacă pui prea multă energie emoțională într-un obiect, îl poți face totem și el poate avea puterea asupra ta. Frate, nu se poate, e aiurea. Tocmai am schimbat corpurile. Ai tu o teorie mai bună, domnule, doamnă? Bine, trebuie să rescriem dorința. Aș vrea să-mi recapăt corpul. Aș vrea să-mi iar corpul meu. Poate e de la a doua parte din mesaj. Am zis că viețile noastre ar fi mai bune dacă îmi face schimb. Dar nu vorbeam serios. Mama ta trebuie să mai aibă cursul ăla, nu? Deci ne furișăm în casa ta și... Nu mă pot furișa nicăieri. Mama e expertă la citirea copilului ei. Bine, trebuie să ne prefacem că unul e celălalt. Învățare rapidă, 1-1. S-o facem. Nu mai faci așa ceva. Păi, tehnic vorbind, e saliva ta. Dar o cui pasă. Concentrează-te. Lasă-mă pe mine. Bine, în regulă. Eu primul. Hockey-ul e viața mea. Trăiesc cu tata și frații mei gemeni. Trăiești doar cu băieți? Îi spunem tatei antrenorul și ne antrenăm mult. Chiar mult de tot. Scuze. Bine, eu. Trăiesc cu mama, e instructor de yoga și își programează întreaga viață în jurul meu. Și eu mă specializez în gimnastică ritmică cu panclică. Așa se numește? V-am văzut că săreați pe acolo, sau ceva. E antrenament! GR e un sport oficial! Nu trage, balerino! Și voi ce faceți? Afară! Cred că am nevoie de ochelari pentru ochii tăi. Îmi dau amețeli, cred că o să vomit. Nu vomiți în corpul meu. Cum poți merge cu picioarele astea? Să mergem, da. Nu ne poate vedea împreună, Tepla. Nu poate crede că eu te... Nu pot încălca codul fetelor. Pleacă de aici, pleacă. Bună, Jack. Bună, domnișoară Sassy. Deci știi cum mă cheamă? Ellie, tu ce faci aici? Vezi?
plictisitoare. O să întârzie mama la dansurile Bikram și după cum știm, Bikram e incredibil. Deci haide. Sper să ne revedem curând, domnule Molloy. Ce-a fost asta? Susu? Eu doar nu sunt obișnuit să fiu fată, bine? M-am blocat. Unde e tipul cu va trebui să ne prefacem? Adică ea e cea mai bună prietena mea și, păi, avem o perioadă grea acum și nu poți înrăutăți lucrurile. Bine, bine, doar nu te panica. Fiindcă nimic n-ar fi mai rău pentru mine decât să vadă tata sau oricine altcineva cum îmi tremură corpul. Bine, scuze dacă am sentimente reale, da? Șt, haide pe aici. Ce? Molloy! Ghici unde mă duc? La o mică vizionare cu antrenorul? Adică, cum s-ar zice, adicul tău? Care e problema ta? De ce nu poți să mă lași? Să-l lași în pace? Mai termină cu negativismul. Mă, da, aprinsă mă ești. Cum te numești, training? Ellie? Ellie, eu sunt Porter. Bună, sunt încântat. Spune-mi, te rog, că nu ești cu el. Nici gând, imposibil. Îți plac gogoșile, Ellie? Eu am un cupon cu ei o duzină și ei una gratis la gogoșeria Dix. Poate ți-o pot da pe cea gratis? Mâine, dimineață? Da, dar, hei, Porty! Mi se face rău. Mi-ar plăcea să ieșim la patiserie. Știi tu, dacă îmi faci o favoare și nu-i arăți tatălui lui Jack clipul ăla. Să spune că mai poate aștepta o zi. În regulă atunci, 10 dimineața. Manana! Porty, super! Am nevoie de o baie dezinfectantă. Nu voi ieși cu Porty și nici corpul meu. Hei, dacă trebuie să fiu fată, măcar o să încerc să întrebi câteva lucruri pentru mine. Bine, dar trebuie să ne despărțim. Hei, Jackalo! Să mergem, dar să mă suni. Aoleo, nu știu cum vei rezista la probe azi. Nu poți rata asta. Tot viitorul meu depinde de hockey. Da, păi, gimnastica e totul pentru mine. Și tata va veni să mă vadă duminică. Deci, la fel, ore 100. Crezi că pot să-mi vârt niște panglii și să sar de colo-colo? Serios? Asta crezi că facem? Au, pietrele de pe chestia asta îmi taie fața. Crea, apropo, i-ar trebui o exfoliere. Ți-am spus, tu trebuie să ai sclipiciul și eu trebuie să am relicva asta până se rezolvă totul. Dacă sună tata și eu răspund cu vocea asta de fată, ne-am ars. Bine, frații mei Gunner și Striker vin să mă ia. Gunner și Striker și Jack? Ce, au rămas fără nume la magazinul de nume tari? Antrenorul i-a botezat, mama l-a ales pe al... Tu, uite-te după o camionetă albastră. Bine, tu, uite-te după o tipă într-o mașină mică roșie. Bine, te sunt după antrenament, când iau cursul. Baftă. Baftă. Ellie, ce crezi că faci? E foarte periculos. Da, domnule, scuze, domnule. Adică, tanti, doamnă, mamă. Hei, Jacko, haide, ce mai aștept, o invitație? Aoleu, chiar e pe bune? Ce faci, campionule? Prima zi cu picioare noi? Știi că nu pot rezista fețișoarei ăsteia ta? Am repetat totul. E așa ciudat. Deci, cum a fost ziua ta? Total ireală. Ah, super! Deci cu cine ai stat la prânz? Despre ce ați vorbit? Mama lui Claire mi-a spus despre petrecerea de mâine seară. Sunt toate încântate. Eu aș fi super încântată. Mi-a spus că tema e Parisul. Ulala, sună uimitor. Cum te descurci cu întrebările? Ar trebui să-ți luăm o roche nouă. Căștile sunt prietenele tale. Deci ce zici, Shaggy? Puțin tăiat de frunze? Deci, ești gata? Tăiem salata? Cred că da. Serios? Tare? Strike va fi șocat. Frățioare. Rapid, ce e tăiatul salatei? Haide, frate, hai să-i luăm, haide! Hei! Foarte bine! Rapid, ce e tăiatul salatei? Nu! Nu tăia salata! Ce? Nu pun chestia asta pe mine! Este cadavrul meu de fată.
5, 6, 7, 8 și ne întinde către cer. Bărbia sus! Trebuie să țineți bărbia sus în viață și 5, 6, 7, 8 și 2, dați 3, 4 și întindeți vârfurile cât puteți și ne întindem către cer. Și ne întindem către cer, întindeți, țineți-vă vârfurile cât puteți sus. Știu că doare, asta e, mă doare să mă uit la voi. Și ne întindem, țineți îmbrățișarea și... Ellie? Ce? M-a luat frigul. Ciudata devine și mai ciudată. În regulă. Nu, nu e ciudat. No, hop, uite așa. 5, 6, 7, 8, cine întindem către cer. Ca și acum ce-am făcut cu viața mea. Da, 2, 3, 4, sus. Wow. Ce-i aia? Miroase de parcă a fiert cineva o varză într-o șosetă umbră. Da, strai că am mâncat chili la prânz. Frate, am auzit că m-a lăsat un salat, ha? Asta merită o grămadă. Bine, bine. E timpul să tundem bretonul. Mă ierți. Măcar acum ți se văd sprâncenele bărbătești. Ce? Hei, sunt Jack. Lasă un mesaj, sau nu? Am să te iert, Jack Malloy, pentru că nu pot trăi fără tine. Sună-mă. Sassy, vești despre încălcare majoră a codului fetelor. Tocmai am auzit-o pe Ellie flirtând cu Jack Malloy. Scuze, Jack, eu doar... Nu suport să țipe acum la mine. Bine, micuțule, ia-ți găleata și șalvarii și încingem un suc cu proteine înainte de probe. Da, găleata și șalvarii e... bine. Deci, vorbi iar de telefon? Oh, da, adică de chestia cu totemul? Super, hai să vorbim. Oh, Ellie, mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă. Deci, să spunem că acest totem ar avea un fel de putere asupra ta. Ce trebuie să faci ca să iei puterea? Ciudat că mă întrebi, fiindcă exact asta am făcut. Ți-am dezactivat telefonul și ți-am luat unul nou. Dezactivat? Păi, schimbarea nu va fi oficială până duminică la prânz. Duminică? Pare sincronizarea perfectă. Sincronizare? Fiindcă suntem în mijlocul lunii pline. Lună plină? Și atunci expiră vechiul abonament. Expiră? Draga mea, aura ta pare să aibă un ecou. Urgență de totem! Mama ta anulează abonamentul de la telefon! Ce? Nu ne putem schimba la loc fără ambele totemuri! Da! Avem doar două zile să rezolvăm! Duminică la prânz! Sau rămânem pe veci în corpurile astea? Nu! No! Barul meu! Frate! Dragă, acum aura ta țipă! Wow, te-au prins frații într-un final, ha? Acum hai, îmbracă-te, tatăl tău te vrea pe gheață. Tatăl meu? A, da. Să mergem, doamnelor! Ori o faci, ori pleci. Da. Marele Santini. Hai să mergem, băieți! Ăla e tatălui Jack? Săracul Jack. Săraca de mine. Hei, scuze, cred că ți-am luat eu proteza. Ce, am microb sau ceva? Nu e gura mea, nu e gura mea, nu e gura mea.
Ne oprim? Dar trebuie neapărat să citesc un curs. Ți-am spus aseară, dragă, doctorul Baker, pentru examenul fizic. Ce-ai spus, tanti? Bine, exerciții azi, mâine e pauză și apoi încăierare împotriva echipei pentru probele finale de duminică. Să văd ce puteți! Bine, Eli, îți poți da jos masca acum. Ah! Nu-mi place să mă uit la ace sau alte chestii la care, teoretic, nu am voie să mă uit. Ah, oh! Scuze. Par distrasă. Mama ta mi-a spus ce se întâmplă. Știu că plecarea tatălui a fost dură. Pierderea unui părinte e atât de grea. Ia zi la cine mă uitam eu acolo pe gheață. Doar micul eu, domnule. Jack, Măloi, domnule. Doar vina mea. Așteptările sunt crima mea și dezamăgirea e mereu pedeapsă. Autor necunoscut, dar inteligent. Uitați, domnule, am greșit rău azi, dar sper sincer să-mi revin în curând. Chiar foarte curând. Ascultă, mă gândeam să spun sau nu, dar nu știu dacă e bine sau nu să pun multă presiune pe tine. Păi cam 90% din psihologii de copii ar spune că e rău. Duminică vom pune o plăcuță în memoria mamei tale pe o băncuță, fiind un an de la... Aș prefera să evit ironia ca băiatul ei să nu intre în echipă în aceeași. Ai înțeles? Ți-ai tuns părul. Ei mereu i-a plăcut lung. Dar bună alegere. Bună alegere, bine, este. E mai bine pentru noi dacă mergem înainte. Am pus uleiurile de întinerire și sărurile calmate în cadă. Am adăugat și niște spumă de levănțică și câteva petale de trandafir pentru liniște norocoasă. O vei mirosi ca un buchet de trandafir. Sunt așa geloasă. Băiatul ăsta sigur nu intră în bule. Eu, Giaco, ți-a sunat telefonul și am răspuns eu. E o fată! Uită-te la el. Au! Alo? Mi-e cam frică să întreb, dar probele de hockey? Mie e cam frică să-ți răspund. Aoleu. Nici nu vreau să întreb de repetițiile de la gimnastică. N-am voie să plâng în corpul tău, mai știi? Bine, trebuie să ne concentrăm asupra soluțiilor. Anticii credeau că oferirea puterii emoționale unui obiect, făcându-l un totem, cu abilitatea de a arunca vrăj sau de a îndeplini dorințe. Da, știam asta. Să trecem la deșifrare. Știi, mama ta are dreptate. Îți place să controlezi. Ai avut deja o discuție cu mama despre mine? Nu doar cu mama ta, ci și cu doctorul Baker. Mersi că m-ai anunțat de asta. Aoleu, examenul fizic. Am uitat complet. Nu-ți face griji. Mama m-a învățat să fiu un domn. Îmi pare rău de mama ta, Jack. Și îi vor dedica un moment duminica asta. Oh, super. Și mie îmi pare rău. Pentru că tatăl tău a plecat. Mersi. Bine, remarc tăcerea. Și continuăm. Ei credeau că vraja era legată doar dacă nu era îndeplinită o misiune care o desface. De obicei, misiunea se lega de dorința inițială. Deci e vorba de dorința noastră din mesaj. Dar tot nu știu care ar fi misiunea. Cred că misiunea e să ne facem viețile mai puțin încurcate. Ce? Adică să le facem mai ușoare, fiindcă asta am scris.
Nu poate fi asta. Nu voiam să-ți fac viața mai ușoară, voiam să o îndrept pe-a mea. Exact! Am vrut viața celuilalt ca să ne o facem mai bună pe-a noastră. Dar cred că totemurile știau că trebuie să ne ajutăm ca să facem asta. Frate, nu mă prinde logica totemurilor. Oh, nu mi-am dat seama că vorbeai la telefon. Uite, îți spune aici ceaiul calmant. Chiar aici. Sunt sigură că asta este. Deci, spune-mi cum te pot ajuta până ce zei tehnologiei îmi închid totemul și rămânem așa pe veci. Bine. Dacă trebuie să ne descurcăm reciproc viețile, atunci primul lucru pe care îl fac mâine e să extind contractul telefonului. Și ce trebuie să faci tu e să-l faci pe Porter să șteargă clipul ăla. Stai, dar Porter așteaptă corpul meu, nu al tău. Dacă se sperie... Păi atunci fugi! Corpul meu e mult mai rapid ca ăsta. Ha, n-am crezut că mă duc la prima întâlnire neepilată. De ce nu ți-ai făcut exercițiile? Exerciții acum? Termin imediat conversația asta. Oh, da. Domnule, e super important să comunic chiar acum. Fără distrageri. Primește asta înapoi după probele de duminică. Duminică? Duminică. Bine, ce poate fi mai rău? El a confiscat totemul și eu trebuie să-mi cumpăr o rochie de bal? Cutremur foc, ce? Cinci dimineața, Jack, hai! Să pregătim vii pentru ziua de azi? Să mergem matinalilor! E timpul să ajungem departe! Da, tot băiat. Sâmbătă. Treci prin toate. Bine. Sper că te distrezi, Jack. Frate, fără presiune nu ești diamante. Haide, nu plec fără tine. Haide, Jacko. Trebuie să terminăm tot ceodată. O poți face, bine? Ce zicea mama mereu? Un frate e cel mai bun prieten pe care îl poți avea, nu? Deci haide! Bine, să vedem ce poate face corpul ăsta. Da! Testosteronul ăsta e fantastic! Bună încălzire! Alergat remile spre casă pentru partea de jos. Ridicări, fandări pe spate și apoi împingeri. Picioarele hrănesc clubul. Herb Brooks. Da, domnule. Da, domnule. Stai. Încălzirea? Sunt tot fată. Ellie, nici nu vreau să mă gândesc de ce umbli cu Jack Malloy. Te rog, spune-mi că nu e o trădare conștientă. Aspen are teoriile ei, dar eu zic că tu pur și simplu încercai să mă ajuți, nu? Nu să-mi fur prada proaspătă ca o domnișoară vultur. Oh, stai puțin. Uite de la tine. La ce mă gândeam? Aspen probabil a auzit greșit. Păi, data viitoare când trag oamenii cu urechea, poți vorbi, te rog, frumos mai clar? Oh, încă o chestie. Și zic asta doar pentru binele tău, El. Diseară la Claire, ai putea, te rog, să te porți mai... Doar nu fi așa, Ellie. Bine? Nu fi așa, Ellie. Bine, asta pot promite. Wow! Știu mirosul ăsta. Hei, ești gata pentru chec? Tu faci și chec? Două felii de chec cu o îmbrățișare la mijloc fac un sandwich de dragoste. Oh, dragă, ce zicale drăguță. Păi, checul e în bucătărie. Dar uite îmbrățișarea. Trebuie să mă duc să fac ceva. Ești încordată, dragă? Ascultă. Știu că te bazezi pe tata să fie mâine acolo, dar
Nu vreau să fi dezamăgită dacă el și Felicia nu ajung. Oh, și am o surpriză. Zi de mamă, fică la spa? Ura! Abia aștept. Hei, băieți, cred că sar peste antrenament azi. Mă întâlnesc cu cineva să luăm gogoș. Râs de noi, nu-i așa? Proba ta finală e în întâlnirea de mâine. Credeți-mă, gogoașa asta va fi mult mai folositoare decât niște ridicări. Ce? Frate! Ce crezi că faci? La idulapul mamei. Și știam asta, nu încercam să ies pe ușa asta ca pe una reală? Cea bună e evident acolo. Doar mă asiguram că încă e totul aici. Imediat ce intrai în echipă, îți făcea și ție un tricou, frate. Regina pentru o zi? Sau fată dulce de lux? Alege tu. Amândouă sună groaznic. Groaznic de minunat. Da! Mamă, crezi că aș avea timp să mă duc să rezolv ceva? Oh, ai timp după. Regina pentru o zi ține, de fapt, doar jumătate din zi. Vom fi regine astăzi. Jacob, trebuie să iei o pauză mentală de la probe. Sper că ajungeți la seara jocului. Maloi, aveam întâlnire cu training, nu cu tine. Clar i-a arăt clipul antrenorului. Stai! Adică, nu putem vorbi ca de la bărbat ca la mine? Lasă-mă să îndrept lucrurile. Cum? Vei renunța ca să iau eu ultimul loc din echipă? Păi, sunt deschis să ascult ce părere ai pe acest subiect. A? Și ai venit până aici pe acel scooter. Ar fi păcat să nu-ți iei gogoșile, nu? Păi bine, dar nu ți-o dau pe cea gratis. Așa, doamnele primele, Maloi. Stai! Nu, stai! Tanti, gata! Bine, gata. Ai bila! Wow! Deci asta e relaxarea. Gâdilă! Ăsta e un alt tratament? Dragă, te pur să parcă nu te-ai mai epilat până acum. De 4 ani se întâmplă asta. Întâi frații tăi și acum tu vrei să-mi iei locul? E ca la Hatfield și McCoy. Doar că eu nu sunt Hatfield și e Maloi, nu McCoy. Da, în rest e exact la fel. Porter, întrebare. Ție-ți place măcar hockey-ul? Chiar îți place să joci sau vrei doar să te lauzi că ai intrat în echipă? Care-i diferența? Bine, adică ai putea să-i arăți antrenorului clipul și poate să iei locul în echipă, dar cum îți va schimba asta viața? Trebuie să afli ce te face fericit și să te oprești să încerci să fii ceva sau cineva care nu ești. Dar eu doar la hockey sunt bun. Păi încerci de 4 ani să intri în echipă, deci... Ah, așa e, păi păcat. Înseamnă că nu-s bun la nimic. Toată viața mea e o minciună? Cine sunt eu? Aia pare o invenție interesantă. Vreau să încerc ceva. Clubul de STEM. Bine, mă voi interesa de clubul ăsta STEM, dar dacă nu-mi place, te-am terminat, Maloi. Mergem în oraș. Orașul clipului. Înțelegi? Din cauza clipului făcut bine? Da, am înțeles. Bine? Sunt de acord. Mac? Pur și simplu am uitat că ești o vedetă a științei. Ce super! Mă cunoști? Da. Tu ești Jack Maloi, nu-i așa? Da, sunt Jack Maloi. Și sunt băiat de când m-am născut.
Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar mă cam grăbesc. Cum pot relungi contractul ăsta acum? Aci! Ah, stai liniștit. Sunt doar alge. Vezi? Bine, păi îmi pare rău. Nu-l pot prelungi. Nu mă mata la anulat, ci tatăl tău. Uite aici. Nu pot prelungi contractul nicio zi? De ce a trebuit să-l anuleze mama? Nu, n-a fost... Uite, e complicat. Îți explic mai târziu. Ascultă, trebuie să-mi dai altceva ca să-ți fac viața mai bună. Știi tu, pe lângă smulsul din rădăcina al părului de pe corp. Frate, și eu mă gândeam că la tine e mai ușor. Alo, ți-am spus eu. Dar, uite, trebuie să te duci la petrecerea lui Claire și să îndrepți lucrurile cu Sassy. E prietena mea cea mai bună și... și nu pot pierde acum. Vreau să fii băiat în seara asta. Despre ce vorbești, Iurito? Jack Malloy e tare și popular, așa că fii tu în locul meu și Sassy va ști că mă pot integra și nu sunt o... plictisitoare banală. Așa crede ea? De ce vrei să fii prietenă cu tipa asta? Hei! Tu m-ai întrebat ce mi-ar face viața mai bună, deci te rog, nu mă judeca. O fată are nevoie de o prietenă bună. Wow, trebuie să plec. Mersi, Mac. Da, sigur. M-am distrat stând cu tine azi și chiar nu știu de ce n-am mai făcut asta. Vreau să fie blond cenușiu, nu aproape cenușiu. Trebuie să arăt ultra super diseară. Incredibil. Da, desigur. Ei, na, ești franțuzoaică? Diseară mă duc la o petrecere cu temă franceză. Sunt sigură că va fi autentică. Oh, mais oui. Va fi treșic. Păi, cu excepția fostei prietene tragice a prietenei mele, adică fata asta ar purta pantalon de sport pe covorul roșu. N-am mai avansat de la terminarea clasei a 5-a. Eli, domaj. Mă duc să-ți iau culoarea. Vin imediat. Super. Am revenit. Oh, ce rapid. Donc, această tragedie de Alia, zici că nu are prietenă? Păi, dacă nu face ceva în seara asta, nu va mai avea. Ceea ce, apropo, e în regulă cu mine, fiindcă eu sunt din New York și noi nu suntem a cincea roată la căruță. Înțelegi ce zic, soră orășeancă? Bate palmă! Eu. E foarte relaxant. Hei, dragă, unde ai fost? Mamă, după spa, primesc un machiaj și haine noi. Trebuie să arăt incredibil diseară la petrecere. Tu glumești? Vrei ceva nou? Oh, hai să o facem. Oh, super! Cred că se epilează cineva. Iată omul misterios. Îmi făceam griji pentru tine, frățioare. Știu că ți-e fire albe înainte de un meci mare, dar nu te-am văzut așa niciodată. Fire albe? Oh, adică de îngrijorare? Deci mă stresez mult? Are un zamboni tracțiune integrală? Da, deci trebuie să-l ajut, să mă ajut să scap de stres. Poate mă relaxez și mă joc puțin? Nu trebuie să ne convingi că trebuie să te duci la seara lui Owen. Antrenorul te va pune la somn pronto. Seara de joc? E perfect! Malloy! Wow, e în regulă, băieți. Mă descurc. Cred. Aveai dreptate. Mi-am găsit chemarea adevărată. Sunt inginer. Nu de chestii simple. Eu creez lucruri. Ah, e super. Scuterul tău merge cu apă minerală? Tare, nu? Hei, îți sunt dator. Serios, sună-mă pentru orice. S-a dus. Exact ca toate confuziile mele. Tu ai făcut asta pentru mine, Malloy. Tu ai făcut-o. Porter Gibbs tocmai ți-a dat o îmbrățișare prietenească? Da, așa e. Viața chiar devine mai bună pentru tine, Jaco? Da, așa e.
Hei, Porster, am nevoie de un favor. Diseară, evadare. Mam, vedere chiar știu să petreacă. Hei, Porster! Știință! Mersi, Porter! Măcar atât pot face pentru cel care m-a ajutat să mă aliniez cu eu-ul meu. Acum du-te, împușcă zombii cu prietenii tăi. Și eu am niște amici, știi? Trebuie să plec. Am amicul ăsta, e la magazin, suntem apropiați, știi? El lucrează acolo, dar e regulă, nu se supără. Dar da, am asta de făcut diseară, deci sunt ocupat, dar... Bine, bine, înțeleg. Urmează-mă, bine, bine. Trebuie să ajungem la portal, la portalul. Bine. Probabil va fi ciudat pentru tine la început. Sigur va fi pentru mine. Regulile introducerii cuiva într-un grup de amici sunt extrem de complicate. Deci lasă-mă să încerc. Jackpack, ai venit! Oh, Porter, e cu tine? Da, dar să vă explic. Super! Pizza? Da, mulțumesc mult. Wow, arăți incredibil, Ellie. Tu ești? Ce e cu transformarea extremă? Eu... Vezi, Zaz? Ți-am spus că nu-i un zvon? Era zvonal. Doar nu crezi că renunță la coadă pentru noi, mi-așa? Nu, e pentru el. Ellie? Neagă dacă nu-i adevărat. Știi cât înseamnă el pentru mine? Tocmai de ieri este prima mea alegere pe anul acesta pentru un prieten. Cum ai putut? Stai! Bine, lăsați-le să vorbească. Apropo, drăguță pălărie, deloc lișeu. Oh, merci! Deci, vei recunoaște? Nici nu înțeleg. Zvonale, zvonuri. Nu putem să fim în regulă? Oh, deci vrei să fie totul ca înainte? Ca jocurile din garajul meu și nopțile de sâmbătă când ne uitam la casete vechi? Da, asta. E bine? El, nu mai plac chestiile alea. Am mai crescut acum, știi? Aspen are dreptate. Chiar nu ne mai potrivim ca cele mai bune prietene. Hei, El, hai să dansăm. Da, ia de aici. Da, ia de aici. Da. Îmi dai o felie cap mare? Omule, mănânci carbohidrați și grăsimi? Nu te-am mai văzut așa de... Păi, nu te-am văzut niciodată așa. Și așa de rău. Uite, disciplina e bună. Dar uneori, un copil are nevoie doar de pizza și chipsuri, înțelegi? Deci în seara asta nu voi face ridicări sau fandări. Și singurele eforturi depuse vor fi astea. Frumos. În regulă. Dă-mi asta. Mersi. Hei, uite un bar cu parfumuri. Super! Serios? Tu-ți faci propria aromă? Frate, asta ar acoperi mirosul urât de la mine de acasă. Mirase, urât la tine acasă? Da, eu și mama ne mai batem
În mirosuri. Ce-mi place. Am văzut că aveai probleme să vorbești cu Sassy, nu? Da, dar oricum nu înțeleg ce vorbesc. Adică zvonale, codul fetelor. Da, aia. Păi Aspen a pornit acest zvon că tu încerci să-l fâr pe Jack Malloy de la Sassy. Serios? Despre asta vorbeau? Păi ghici ce, nu e al ei să-l fure. Oh, bine. Adică nu cred că e. Bine, știi ceva? Am promis mi-am că voi îndrepta lucrurile cu Sassy. Dar dacă îndrepta înseamnă fără Sassy, adică nu s-au terminat prietenele bune în lume. Deci nu ies cu voi să joc jocuri, nu? Mănânc pizza. Ce nu mai fac? Știi? Din punctul vostru de vedere. Ha, păi, pe lângă faptul că nu-l confrunți pe antrenor, ceea ce, să fim serioși, nu se va întâmpla, cred că cea mai importantă chestie ar fi... Păi, știi tu. Da, normal că știu. Eu nu... Mereu, eu... Nu știi cu fetele. Nu mă pricep, da. Stai, ce? Sunt atât de tare și nu pot să vorbesc cu fetele? Și toți știți că am problema asta? Da, da, frate. Până și eu mă descurc mai bine și am halitoză cronică. Păi, să vorbim despre asta. Ce pot face ca să rezolv? Cred că știu eu. Serios? Păi spune, fată. Adică, spune despre fete, frate. Bine, păi... Singurii oameni din jurul tău sunt... băieți. Poate că trebuie să ai o amică până să ai o prietenă. Înțelegi? Cred. Frate, mi se pare mie sau ai scaun la cap, fiindcă m-ai dat pe spate. Ce înțelept ești, frate. M-ai dat pe spate. Îmi place de el. Oh, e așa de plictisitor. Joie de vivre? La o petrecere fără băieți? Haide, aș avea niște joie dacă aș putea să o șterg de aici. Repede, urmează-mă. Oh, asta-i bună. O ador. Ia uite. Fii atentă la mine. Genial. Hei, Sassy, Aspen, opriți-vă, stricați totul. Hei, ce faceți voi două? Știți că vă purtați foarte urât? Da, păi, tu ai ști că e foarte urât, El. E specialitatea ta. Oh, haide, Ellie, ia-o în glumă, e amuzant. Bine, știți cine n-ar crede că e amuzant? Jack Malloy. Așa e, suntem apropiați. Adică atât de apropiați că știu ce gândește, știi? Super apropiați? Bine, poate nu chiar, e ciudat așa. Da. Stai, una este să-l urmărești tu pe el, dar vrei să spui că și el te place? Asta trebuie să văd. Cred că e timpul pentru o excursie. N-are cum să fie de 7, e cel mult de 5. Dar fata aia nu o Aspen, e un 9 spre 10. Băieți, haideți, nu-i frumos să reduceți fetele la niște numere? Ce ziceți de Stacey Gales? Arată super acum. Se machează mult prea strident și e cam prefăcută. Am crescut pe aceea stradă și nici nu mă mai cunoaște. Dar voi ce ziceți de prietena ei? De cea cu coadă? Training. Acum mai vorbim. Ellie, cred că o cheamă. Nu știu, e ceva la ea. E pe bune, știți? Și în plus, arată super. Ne vedem la râu. Cineva zice că e prietena lui Jack. În fine. Frate, ai secrete? Nu? Da? Habar n-am. Wow, sunt drăguță. Oh, da, părul meu arată super în vânt. Ce se întâmplă aici? Sărută-mă. Stai, ce? Șt! Dau, Jackie, amorezule. Normal că trecem podul împreună ca să fim singuri. Bine, nu te speria, dar le-am cam făcut să creadă că mă place. Sau că eu te plac. Ce? De ce? Pentru că mi-ai zis să te fac super populară. Da, dar doar ca să o recapăt pe Sassy. Nu înțelegi, e o încălcare majoră a codului fetelor. Codul fetelor e cal băieților?
Dar băieții te susțin. Fata asta te trădează. Ești așa băiat. Uite, dacă nu ne pupăm, toți vor crede că ești o mincinoasă. Și dacă o facem, sunt o trădătoare. Super, aveai un lucru de făcut, să-mi recapeți prietena și ai stricat totul. Totul e zadar. Mâine e ultima zi de probe și încă nu ne-am schimbat. Viața mea s-a terminat. Nici nu mă pot uita la fata mea acum. Da? Păi, eu îmi provoc greață. Dar ce s-a întâmplat? Stai! El, pleci deja? Da, trebuie să fie acasă până la miezul nopții sau rochia se transformă în costum de gimnastică. Bine, în mod normal n-aș face asta. Dar știi ceva? Vino cu al gimnasto. Bătaie de fete, pariez pe tine training. Mersi, Porti. Oh, Jack, nu face. Ia, du-te tu, e fosta ta prietenă, nu a mea. Ellie, nu te mai purta ca un băiat. Da? Vrei să fim prietene ca înainte? Bine, suntem. Ok? Glumești? Nu știi nimic despre prietenie, Sassy. N-a fost nevoie decât de cineva nou în oraș și ai lăsat-o pe el, pe mine, ca și cum ai arunca gunoiul. Cred că ar trebui să-i mulțumesc lui Aspen. Din cauza ei ți-ai arătat adevărata față. Și apropo de adevăr... Ciudata devine și mai ciudată! Nu strica tot. Ellie, ești bine? Nu te-am mai văzut să faci așa ceva. Jack! Jack Malloy! Unde ești? A venit antrenorul. E antrenorul? Onestitatea e primul capitol din Cartea Înțelepciunii. Thomas Jefferson. Serios? Nu o face. Nu o face. Stai, tu chiar, no. Băieții, nu plâng. Sunt alergii. Am nisip în ochi, antrenorule. Ei, nu plâng. Trebuie să te analizezi mult și să te gândești cum o să-ți răscumperi greșeala mâine. Ai luat chestii din dulapul ei. Asta e. Noapte bună. Breathe in, breathe out. It's over now. Hei, draga mea, cum a fost petrecerea? Bine. You can let your guard down. I know it hurts. I know it's hard. I'll take. Serios, Ali? De ce Sassy? Just let me hold your heart. I want to. Nu-i poate pierde pe amândoi. Sunt așa naiv. Felurile lui Jack. 1. Să intru în echipă. 2. Să joc la colegiul Boston. 3. Să fiu ales de NHL. 4. Să mulțumesc mamei când câștig cupa Stanley. Semnat Jack Malloy. Martor Linda Malloy. Scuze pentru seara asta. Scuze și eu. Pace? Da. Nu vreau să-ți distrug viața mâine. Ce putem face?
Stai, cred că am o idee. Dacă Owen poate deschide sala de sport, cred că putem repara totul. Așteaptă. Deci, încă o dată. V-ați transformat telefoanele în baghete magice și v-ați transferat sufletul în corpul celuilalt? Trebuie să râgă iar jurământul de credință ca să mă crezi? De jur, credință! Bine, bine, sunt convins. Și sigur așa vă reveniți? E ultima șansă de a ne recupera viețile. Crezi că ne putem face corpurile să coopereze? E în mușchii tăi. Crede-mă. Când am alergat de dimineață, am declanșat puterea corpului tău. Tu poți face la fel cu al meu. Nu prea știu. Uite, fii atent. Wow. Bine atunci. Trebuie doar să te învăț numărul de gimnastică și tu să mă înveți regulile de hockey. Haideți. Aici. M-am trezit de vreme și n-am venit de nicăieri. Frate, ești impresionant, Jacko. Duminică. Oh, ce bine că ești trează. Da, trează. Chiar sunt trează. Super. Sucul cu spirulină e aproape gata. Pun și puțin ginseng. Menționat cât e de bizar ce se întâmplă? Frate, port un costum ulat și sclipici de corp, nu trebuie să-mi spui. A venit tatăl lui Eli? Nu, n-a venit. Săraca Eli. Știi, dacă vrei să vii pentru ceremonia mamei tale... A, e regulă, n-am nevoie. Ești sigur? E destul timp. Nu vreau, bine? Scuze, doar că trebuie să mă concentrez. Dacă nu îndeplinim misiunea până la prânz, va trebui să mă inviți la bal. Păi să reușești. O să reușesc. Eli. Chiar i-a plăcut jocul. Și nu doar fiindcă băieții ei dominau pe gheață. Ne dor de tine, mamă, dar de acum vei fi mereu aici. Bine, fetelor, individual strălucim. Dar întâi de toate, suntem o echipă. La sfârșitul zilei, dacă ne-am făcut treaba bine, vor fi niște jucători plângăcioși de badminton, bine? În regulă? Să batem fluturașul! Fiindcă aia e chestia aia care zboară în badminton. Să batem fluturașul! Că... aici veniți și voi și începem. Să batem fluturașul! Urmează, Ellie O'Brien. Bine, sunt cei din probe versus echipa 4-4. Corpul o să te ajute. Vei fi lovită, poate vei cădea, dar ideea e să-ți revii. Bine? Bine!
sunt în echipă, Malloy. Bravo, Ellie, ai reușit! Echipa ta a câștigat. Le-am dominat. Cum a fost la mine? Păi, n-a fost drăguț, dar poți să iau un număr de pe lista ta. Echipa! Bine. Momentul adevărului. E și un sfert, mai avem 45 de minute. Aș vrea să-mi recapăt viața. Nu! Ce s-a întâmplat? De ce n-a mers? Nu știu, poate l-am atașat de totemul celuilalt. Schimbă! Aș vrea să-mi recapăt viața. Bine, e de la altceva. Ce ar mai putea fi? Am încercat totul. Trebuie să spunem adevărul. O găsim pe mama, îi spunem ce se întâmplă și va prelungi ea contractul. Nu, Ellie, asta nu va merge. Păi, Owen ne-a crezut și ea ne va crede. Avem nevoie de mai mult timp. Ellie, n-a fost ea. Nu mama ta a oprit totemul. Doar îți acoperea tatăl. El a fost. El a vrut un nou plan de familie. De ce ar vrea un... Pentru noua lui familie. Mai bine sună-l pe tatăl tău și spune-i adevărul. Și el să sune la telefoane și... Nu va răspunde. Așa face mereu când îi e rușine că nu a venit. Ce faci aici? Să mergem! Jack! N-am de gând să revedem. Îmi pare rău, Ellie. Și mie, Jack. Mulțumit de cum ai jucat. Am intrat în echipă, domnule. Da, abia. Și doar fiindcă ceilalți au jucat mai rău. Wow, tu știi cum se simte un copil când aude asta? Vezi, asta e problema ta. Bine, dacă nu reziști la presiune, dacă nu poți să fii bărbat și să fii tare psihic, ești deschis slăbiciunii. Atunci intervine emoțiile și te pun la pământ. Până aici. Cred că ajunge. Ai fost incredibil azi, dragă. Deci, cred că știu ce se întâmplă. Mă îndoiesc. Cine trebuia să vină azi n-a venit? Știi când cineva care te-a susținut și a fost acolo pentru tine dintr-o dată dispare? Chiar nu vreau să vorbesc despre asta. Trebuie să te obișnuiești cu pierderea. Sunt bine. Nu ești bine. Ție asta în tine de prea mult timp. Și absența tatălui tău e șansa ta să te eliberezi. Știi, uneori credem că cineva ne lipsește dincolo de cuvinte. Dar nu e așa. Ia mereu voia să vorbim. Mi-e dor de ea. Mi-e dor de mama mea. Mi-e atât de dor. O, dragă, e în regulă. Sunt chiar aici. Nu trebuie să-ți fie dor de mine. Eu sunt mereu cu tine, chiar și când nu sunt lângă tine. Care e problema ta? Adică tu mă iubești, de fapt? Fiindcă îmi pare rău să spun, dar nu așa te porți cu cei pe care îi iubești. Jack! Gata, am terminat discuția. Nu! Nu mai poți evita discuția asta. M-ai rănit. Adică mă rănești tot timpul. Și va trebui să stai aici și să-mi răspunzi. M-am bazat pe tata pentru orice. Să fie acolo pentru mine. Dar eu mă schimb. Cu sau fără un tată care mă iubește? Și da, și băieții plâng. Chiar au nevoie uneori.
Cum te simți acum? Mai bine. Wow! Mă simt mai bine. Mama, trebuie să fug la baie. Bine, mă duc la mașină. Jack! Frate, ai fost chiar dur. Ți-ai luat o piatră de pe suflet. Cum te simți? Mai bine, doar trebuia să spun totul. Gun, mă simt mai bine? Cu adevărat? Super, frate! Eli, cred că am terminat misiunea. Tu? Mă duc să alerg ca să sărbătoresc. Fă-ți de cap, puștule! Și eu, Jack! Da, trebuia să reparăm problemele personale. Da, n-aș fi reușit fără viața ta. Stai, eu am tot temul tău și sunt la râu. Repede, mai avem doar 5 minute să rezolvăm situația. Porter, am nevoie de scuterul tău cu apă. Așteaptă aici, frate. Repede, mai e doar un minut. Gata? S-o facem. Aș vrea să-mi recapăt viața. Totul e mult mai bine acum. Aș vrea să-mi recapăt viața. Totul e mult mai bine. Echipă. Te iubesc, te iubesc. Promit să nu te mai părăsesc niciodată. Hei, ce port pe dedesubt? Câteva straturi de haine și un costum de baie sub ele. Ciudatule. Haide, să mergem. Hei, unde pleci training? Ne mai vedem, Porti! Deci, mă poți duce și pe mine, nu? Da, sigur, dar poți să nu mă strângi așa de tare? Adică suntem prieteni, dar am nevoie de spațiu. Am înțeles. A, bine. Mamă! Oh! Oh! Chiar mă simt mai bine. Mă bucur mult, dragă. Pun eu asta. Ah, mamă, mă descurc. Nu trebuie să mai ai atât de mult grija mea. Du-te și trăiește-ți și tu viața. Voi fi bine. Știu că vei fi, dragă. Casă, dulce casă. Hei, ești bine? Ne-ai cam îngrijorat. Sunt atât de bine. Mă bucur să vă văd fețele urâte. Ce? Antrenorule? Tată. Spune-mi, tată, fiule. După ce mi-ai spus... Orice am zis, nu eram eu. Doar... Ascultă. De când nu mai e mama ta, credeam... Că cel mai bine e să fiu dur cu tine, că orice slăbiciune permisă va aduce în tine, în toți, toată durerea din trecut. Dar dacă asta te-a făcut pe tine să crezi, sau, mă rog, pe voi, chiar și pentru un moment că nu vă iubesc atunci, am greșit complet. Vă iubesc pe toți băieți. Mai mult decât credeți voi. Bine, băieții pot plânge. Veniți aici.
E un ordin. Fetelor, mi-am postat pozele de la chef și au devenit virale. Și sunt pe val în Franța. Actualizare, nu mai place de Aspen. E așa de falsă. Tata tocmai a dat mesaj. Vrea să știe cum se trimite un emoticon. Porter, mersi că mi-ai dat liber la codul băieților. Sigur mi-i pe el în oraș. Cine, Jack? No, e ca un frate pentru mine. Sincer. Dar cred că știu pe cineva de care e cam place. Hei! Uite, doar fiindcă echipa e oficială, nu înseamnă că trebuie să vină cu noi la mall. Înțelegi? În fine. Oh, Al, îmi pare rău. M-am purtat urât. Ne-am distrat foarte bine ca prietene. Dar aș vrea să păstrez amintirile și să merg mai departe. Dacă și tu vrei. Bine. Hei, Jack. Hei, Mackenzie. Ce faci? Vrei gogoși? Aia e preferata mea. Am mâncat cinci mai devreme. Îmi voi să împarți. Oh, e așa drăguț. Mi-au spus să tac. Sună-mă că poți. Ce mai vedem? Da. Băiatul din echipă! Oh, yeah! O să-mi fie dor de băieții aia. Mai puțin de grămezi și de concursul de scuipat. Nu cred o să-mi fie dor de checul mamei tale. Ah, și ceaiul calmant. Aia da relaxare. Hei, tată... O știi pe doamna O'Brien? Ellie zice că are cel mai bun curs de yoga din oraș. Și mama, știi pe antrenorul Molloy? Jack zice că face un super suc natural. Păi, cred că reputațiile ne preced. Eu sunt Summer. Eu sunt între Francis. Sunt Francis. Mă bucur să te cunosc. De obicei, adică ai vrea, ca să fiu mai precis, conduc o camionetă. Vezi pe cine moștenesc? Speram să fie mai bun. Da. Aș vrea să-i ajutăm. Șterge. Eu și mama jucăm dame de seară. Va fi foarte amuzant, poți veni odată. Dacă vrei, fiindcă îmi place să invit oameni la chestii, dar nu trebuie. Dar dacă vrei, poți. Dă-te jos de pe covor. Dă-te. Care din voi nu s-a dat cu deodorant? Striker. Da, e Striker. Frate, pe bune. Ați văzut asta în filme. Când un antrenor face asta, oamenii, echipa, susține antrenorul, nu? Eu nu stau cu băieții să joc jocuri, nu mănânc pizza. Scuze. Ce ai scăpat? Tocmai am scăpat săgeata. Hai din nou. Hei, Al. M-am încurcat. Motanul deghizat urmează după pauză. Bam bam bide bi bum, când cuvinte poți să faci și tu.